Directorul școlilor de hipism din Chișinău și Ungheni a fost demis după ce caii au îndurat foame mai bine de 3 luni. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al agriculturii, care a vizitat astăzi filiala din Ungheni, unde ieri a murit de foame un pony. Acolo caii, care și așa sunt piele și os, încă sunt înfometați deoarece nu au suficientă hrană. Vasile Bumacov spune că săptămâna viitoare va fi adus fân. Acum animalele trăiesc din mila oamenilor. Rația alimentară zilnică a acestui cal de rasă pură este de 6 kg de ovăz și 6 kg de fân. Acum el primește doar 4 kg de ovăz și 3 kg de paie. Dumitru Postolache, care îngrijește cai deja de 40 de ani, spune că atunci când primesc mâncare puțină, animalele se revoltă. Noi le dăm mâncare puțină, dar ei vor, bat, șoare, fărâmă, ușile. Un cal trebuie să cântărească 500 de kilograme, dar acum cei mai mulți abia ating 300 de kilograme. Această iapă, care în luna mai trebuie să fete, arată îngrozitor. Îngrijitorii se tem că și mânsul va avea de suferit din cauza malnutriției mamei. La iapa va tapi, trebuie fân, dar nu paie. Și dacă nu-i dați fân? Nu, dar așa se mânz, așa se... nu ca lume, mai scurt. Așa se păcătos, sau cum, slab. Alături de cai în grajd stau și doi ponei. Aceștia nu sunt scoși afară, deoarece abia se țin pe picioare. Trebuie să primească tot așa. Ei poate 4 kg de fân, dar ei primesc numai paie, un balot de paie la 8 poni pe zi. Acești ponei au ajuns piele și os după ce mai bine de 3 luni nu au primit hrana necesară, dar și vitaminele de care au nevoie. Acum îngrijitorii speră că vor reuși să-i salveze, deoarece au primit multe furaje de la oameni, plus la asta animalele au început să pască. După ce ieri un ponei a murit, astăzi la școala de hipism din Ungheni a venit ministrul în exercițiu al agriculturii, care le-a tras mâța pe spinare angajaților, dar și responsabililor din raion. Dar eu hrana am adus și chiar mie îmi pare foarte rău. Eu am adus-o și cineva a dus-o de aici. Păi cred că de pe martie cineva a venit. Eu nu știu. Bun, o să ne clarificăm. Dar asta e situația. Bun. Adică eu... voți mâncare și a dispărut. Păi sigur, dar nu numai de mâncare, a dispărut și bani, a dispărut și mâncare. Putem vă să mai au luat lășidei. Через сколько время можно? Нас уже все есть, благодаря людям с помощью. Что 2 месяца мы будем есть. Ministrul susține că toată vina o poartă directorul școlii de hipism, care astăzi a fost demis pentru a doua oară. Anterior îl fusese restabilit prin judecată. Acest om care de fiecare dată când era invitat la Ministerul Agriculturii și era impus să-și îndeplinească funcțiile, promitea că exact, iată, vom face acest lucru mâine, a doua zi dispărea și nu era nicăieri. De cealaltă parte, Ion Andronic spune că în perioada în care se judeca cu ministerul, nu avea drept de semnătură. De aceea nu au putut cumpăra furaje. Eu n-am avut dreptul la activitate și din cauza aceasta s-a primit că eu sunt vinovat că din ce cauză caii n-au hrană aceasta. Mai mult ca atât, m-am adresat din numărate ori la ministru cu diferite demersuri. Andronic, care din 1993 a fost director la școala de hipism, spune că și în 2010 și acum a fost demis pe nedrept, însă că a depus o plângere la procuratură și la CNA. Acum a fost numit un alt director, iar marți atât școala de hipism de la Chișinău cât și filiala din Ungheni vor primi fân. La Ungheni sunt 28 de animale, iar la Chișinău 43.